Am participat astăzi la o serie de workshop-uri și am fost și eu participant activ al unui workshop și știu că în sală sunt foarte mulți întreprinzători, angajatori și angajați, dar mai mulți specialiști în HR. Am auzit foarte multe soluții cum să ne identificăm resursa umană, cum să ne orientăm politica de resurse umane. Soluții nu am reușit să găsim astăzi și este foarte greu să găsim soluții la ora actuală. Problema este că avem niște informații de la care ar trebui să pornim împreună și pe baza acestor informații va trebui să găsim împreună soluții. Cei care mă cunoașteți știți că sunt fan cifre, așa că și de data aceasta câteva cifre am încercat să reduc cât se poate de mult partea tehnică a prezentării, dar o să ne întâlnim cu câteva date de pe baza cărora să pornim și să dezbatem. Nu mai fac eforturi să vă trezesc, că înainte vorbea luminița, vă trezit, vă energizat, așa că nu mai trebuie să depun astfel de eforturi și nici nu-mi permit. Eu vin din administrație publică, trebuie să fiu mult, mult mai sobru decât dânsa. Bun, trebuie să pornim de la o informație, faptul că peste 65% dintre copiii care astăzi intră în ciclu primar vor ajunge să practice meserii care acum nu există, iar în următorii 5 ani în țările dezvoltate vor dispărea peste 7 milioane de locuri de muncă, iar noile tehnologii vor crea doar 2 milioane de locuri de muncă în locul ăsta. Este frustrant faptul. Este frustrant faptul că noi ne lovim zi de zi de nevoia dumneavoastră de resursă umană. Indiferent de resursa financiară de care dispuneți ca și întreprindere, indiferent de resursa tehnologică pe care o dețineți, dacă nu aveți resursă umană necesară, cele două resurse sunt inactive. Nu le puteți activa și nu le puteți folosi la maxim. Zi de zi ne lovim de acea de nevoie de resursă umană. Noi în județul Bihor, în regiunea Nord-Vest, avem această problemă de nevoie de resurse umane. Noi o cunoaștem, încercăm să reparăm și să corectăm această problemă, dar este foarte greu. Pentru că, să discutăm mai târziu despre empiric și științific, toți de pe această piață, inclusiv noi, inclusiv eu ca agenție, inclusiv ca administrație publică, acționăm haotic, empiric și nu științific. Eu mi-asum acest lucru. Știm că 60% din locurile de muncă existente în prezent în România riscă să dispară în următorii ani din cauza computerizării și automatizării. Am auzit foarte multe discuții cum reușim și cum folosim social media și diferite alte obiective, cum să ne reușim să identificăm resursa umană. Dar eu vă întreb, cum reușim să identificăm resursa umană necesară dumneavoastră ca și activitate, ca și producție, ca și prestări servicii? Unde găsim operatori de producție? Unde găsim sudori? Unde găsim stivoitoriști? Unde găsim lucrători în Horeca? Nu reușim să identificăm aceste persoane. Degeaba îi căutăm de pe LinkedIn, degeaba îi căutăm pe Facebook. În următoarea perioadă, până în 2020, sunt câțiva factori care de impact care pe termen scurt vor mișca piața forței de muncă. Prima dintre ele este creșterea inadaptabilității populației tinere la schimbările de pe piața muncii. Ori fie ei tineri, ori fie ei din generația Y, ori fie ei din generația Z, toți sunt inadaptabili pe piața forței de muncă. Schimbarea modului în care muncim este a doua problemă, urbanizarea rapidă, respectiv volatilitatea geopolitică. Până în 2030, acești factori se schimbă puțin. Prima devine dezvoltarea clasei de mijloc, a doua creșterea speranței de viață și îmbătrânirea populației, schimbarea modului în care muncim, respectiv creșterea aspirațiilor și a impactului în economia femeilor. Referitor la creșterea speranței de viață și îmbătrânirea populației, trebuie să știți că avem cea mai mică rată a fertilității în România. Este 1,3 față de media de 1,6 în Europa. Deci nu avem nici resursă care vină din urmă și să înlocuiască resursa de care avem nevoie. Avem obiceiul ca să lovim în sistemul de învățământ, în continuu, care spunem că sistemul de învățământ nu este adaptat și nu furnizează resursa umană necesară. Este oarecum falsă pista aceasta și aș dori să coborâm de pe această pistă și să coborâm din acea buclă și încercăm să găsim soluții.
Pentru că, contrar opiniei dominante, absolvenții de școli profesionale își găsesc mai greu de lucru comparativ cu cei care au făcut o facultate. 7,5% dintre cei care au făcut o școală profesională sunt șomeri, respectiv comparativ cu 6,5% șomeri cu studii superioare. Contrar opiniei publice, universitățile și școlile nu produc șomeri. La ora actuală, în județul Bihor, nici 300 de persoane cu studii superioare nu sunt înregistrate în evidențele noastre. Deci avem sub 300 de șomeri cu studii superioare. Nu există șomeri cu studii superioare care să fie șomeri. Sunt prea puțini. Problema reală a societății românești nu este inflația de diplome, ci oferta precară a pieței forței de muncă și totala inadecvare dintre studiile superioare și această piață. Aici avem o problemă pe orizontală. Pe verticală nu avem o problemă. Pe orizontală avem o problemă. Faptul că noi, la ora actuală, în România și implicit și în județul Bihor, încercăm să atragem investitori sau dorim creștere economică prin promovarea mâinii de lucru ieftine, poate părea pe termen scurt un avantaj, dar pe termen mediu și lung nu va deveni un avantaj. Uitați în ce situație suntem la ora actuală, nu găsim resursă umană, va trebui să identificăm resursă umană. Deci, față de toate acestea, revin la enunțul de la început, empiric sau științific. Cum vă spuneam, toți din această sală și toți cei care sunt în afara sălii, în alte săli, acționăm empiric. Acționăm haotic, acționăm pe moment. Avem nevoie de resursă umană acum, de o anumită specializare acum și dăm semnale foarte puternice să formăm profesional și să pregătim resursă umană pentru solicitările actuale a pieței forței de muncă. Nu avem capacitatea, nu dorim să găsim soluția, mergem pe buclă, mă folosesc de graficul tău, Luminița, îmi cer scuze, dar ne folosim de acea buclă și ne amăgim pe acea buclă în sensul că în loc să încercăm să punem umărul noi, administrație publică, centrală, respectiv locală, întreprinzător, antreprenor, HR și așa mai departe, să găsim soluții în a proiecta piața forței de muncă în viitor. Dacă nu reușim să măsurăm piața forței de muncă și nu reușim să proiectăm în viitor această piață, mișcările noastre toate vor rămâne empirice, nebazate pe un studiu științific. Repet ce am repetat și la workshop și îmi cer scuze pentru cei care au participat la workshop, îmi permit să repet încă o dată. Faptul că astăzi, în această sală și în sălile celelalte, astăzi aici, în sala asta, suntem două persoane, dar în celelalte săli era o singură persoană sau niciuna. Doar două entități publice sunt prezente. În loc să aveți toate entitățile publice, toate instituțiile care sunt antrenate în activitatea dumneavoastră zi de zi, să fie alături astăzi de dumneavoastră și să vă susțină proiectele în a găsi soluții și nu ne alinta pe bucle, este alarmant pentru mine. Este alarmant că doar Dacian și subsemnatul suntem în această sală, reprezentând administrația locală și parte din administrația centrală. Este alarmant acest lucru, pentru că dumneavoastră vă loviți de o serie de probleme. Sunteți antreprenori, creați locuri de muncă, dați valoare adăugată, plătiți taxe și impozite. Plătiți taxe și impozite, iar noi, în loc să venim cu soluții către dumneavoastră, nu o facem, nu spun altceva, dar nu o facem acest lucru. Deci, încă o dată, cred că este nevoie să ne susținem reciproc în activitatea dumneavoastră de identificare de resurse umane, cum vă spuneam. Trebuie să ne înțelegeți și să fiți alături de noi și să ne fiți parteneri în viitor în orice demers al nostru pe care îl vom iniția atât noi cât și administrația locală, pentru a pune pe baze științifice și ne asuma proiectarea pieței forței de muncă, astfel încât dumneavoastră, angajator, să vă reușiți să vă identificați resursa umană. Eu declar astăzi aici, în fața dumneavoastră, că sunt alături de dumneavoastră și susțin și aștept susținere din partea dumneavoastră în acest demers. Vă mulțumesc frumos!